Dragi prieteni, CA Gaming aici, bine ați revenit pe Legion of Everything și bine ați revenit pe The Seven Deadly Sins Grand Cross. Acum, ultima oară când am jucat acest joc, am refăcut povestea, adică gen tot capitolul 1 și am rămas aici. Ca să spun pe scurt, iată proiectele de anul acesta al acestui joc. Continuarea capitolelor până la aici. Apoi verificarea fiecărui caracter în parte, adică le nivel de putere, echipamentul specificat fiecărui caracter în parte și evoluția sa pe tot acest an, pentru că capitolele astea mici sunt o nimicuță toată, adică termin în 10-20 de minute. Dar când o să ajung la următoarele capitole, aici e cu totul alt joc, adică cu totul altă strategie, cu totul altă poveste. Pentru că nivelul de putere este de 130.000. De exemplu, dacă pun un erou recomandat aici, plus un de-asta, ar fi decât puterea de 108.962. Nu cred că o să fie suficient de ajuns, nici măcar dacă îi dau mâncare. Așa că trebuie să-mi crez fiecare caracter în parte pe tot acest parcurs. Adică să am tot